E cool să aparții la ceva cool. Și mie, acest sentiment mi-l dau produsele locale. Cum să construiești o comunitate în jurul afacerii tale? Pur și simplu, pornește camera. Nu este nevoie să irităm zilnic cu prezența noastră, pentru că putem deveni chiar și obositori. Noi nimeni nu ne învață să iubim failurile, să le îmbrățișăm și să luăm din ele ce este mai de folos. Eu nu știu dacă aș fi fost capabilă să fac lucrul ăsta fără avea un partener răbdător, indulgent și dornic să mă susțină. Salut, prieteni! Sunt Liliana Busuioc, gazda podcastului Antreprenorilor Optimiști din Moldova. Bine ați venit! Astăzi alături de noi o avem în calitate de invitată pe Nata Albot. Salut, Nata! Noroc, Liliana, și bine te-am găsit! Bine ai venit! Nata, noi ne propunem să discutăm care sunt provocările și oportunitățile pentru producătorii locali. Care sunt strategiile de marketing pe care trebuie să le adopte pentru a avea produse și vânzări de succes. Și vrem să discutăm și despre comerțul online. Haideți să începem cu produsele locale. Cu toții îi cunosc foarte bine că tu ești un ambasador al produselor locale deja de foarte mulți ani. Deja mai bine cred că de un an tu ai început să faci consultanță pentru foarte mulți antreprenori mici. Și spune-mi care sunt cele mai frecvente provocări pe care le au antreprenorii mici care produc produse în Moldova. Ele sunt atât de multe încât probabil doar un podcast despre asta ar putea să fie, ca să-i ajutăm. Cred eu că una dintre erorile pe care le comit antreprenorii locali este să se concentreze foarte mult pe procesul de elaborare și producție și să ignore partea de distribuție și marketing. Și asta o observ în foarte multe cazuri, când produsul este onorabil, ambalajul decent, povestea din spate este, efectiv nu ai reproș față de acest produs, dar nu se vinde. Pentru că, inițial, când s-a pornit la drum, nu s-a luat în calcul cărui public țintă este adresat, care este competiția ta, care este politica ta de prețuri, unde te vei distribui ca să găsești acest public țintă. Ai un obiectiv de mai lungă durată să intri și pe alte piețe? În acest caz, ce denumire alegi pentru produsul tău? Vei fi nevoit pe urmă să faci rebranding dacă vrei să mergi pe o piață străină? Sunt foarte multe elemente de care nu se ține cont inițial, pentru că nu există o viziune de lungă durată. Există mai degrabă nevoia, vreau, visez ceva, n-ar fi rău să-mi fac o mică afacere, și la întrebarea, dar unde vrei să ajungi cu ea în 3 ani, în 5 ani, în 7, în 10 ani, nimeni nu și-o pune. Într-adevăr, așa este, în special în cazul produselor artizanale. Și din experiența noastră, într-adevăr, mulți producători mici încep să facă acest lucru din pasiune, din nevoie sau pentru că au careva resurse disponibile și ei se lansează în afacere nu neapărat cu o strategie pe termen lung. Tu lucrezi cu antreprenori care deja sunt în această cale. Care sunt cele mai bune practici, primele trei lucruri pe care tu le recomanzi ca să le facă, tocmai pentru ca să rezolve problemele pe care tu le-ai enunțat acum? Să facă, în primul rând, să-și facă tema de acasă. În cazul în care vrei să pornești la drum cu o afacere locală, încerci să îți răspunzi onest la întrebarea. O faci pentru a o transmite moștenitorilor tăi, deci o afacere de familie care să-și crească istoria, reputația, sau o faci ca la un moment dat să o ambalezi frumos și să o vinzi, deci să capitalizezi pe ea. Știu că e greu de imaginat pentru multă lume la început de cale cum să-și vândă copilul, dar e o întrebare la care trebuie să-ți răspunzi. Vrei să te ocupi de asta și în 3 ani? Vrei să faci tot același lucru în 5 ani? Vrei să dezvolți o franciză, de exemplu? Și atunci când îți răspunzi în primul rând la această întrebare, lucrurile încep să se aranjeze logic. Dacă e o afacere de familie pe care vrei să o transmiți urmașilor tăi, înseamnă că această afacere se va concentra foarte mult pe branding personal, pe implicarea membrilor familiei, pe transmiterea experienței, pe creșterea reputației unui produs care se face din generație în generație și tot așa mai departe, sau cauți să
lucrezi foarte mult la ambalaj, la standardizare, la brand care va trebui să iasă pe o piață străină, deci trebuiește ales o altă denumire eventual, ca el să fie universal, să nu trebuiască să faci rebranding. Asta e prima întrebare la care trebuie să-și răspundă. Ce vrei să faci cu această afacere în timp? Cred că o altă întrebare este, foarte puțin se cercetează competiția. Foarte puțină cercetare se face la început. Și apropo, eu nu vin cu o acuzație, eu însă mi-am trecut prin aceste greșeli. Să mi se pară că ideea mea e unică, extraordinară și genială și că nimeni nu face la fel ca mine, fără să admit că există produse asemănătoare, produse care vin de pe piețe străine, care sunt mult mai interesante competitiv vorbind ca preț, în special ca preț, pentru că la capitolul calitate, eu cred că noi suntem bunicei la produse locale, fiind făcute de oameni reali, familii reale, mulți dintre ei se gândesc, în primul rând, să dea aceste produse copiilor lor. Și atât, mie mi se pare elementul ăsta important la produsele locale. Când tu faci ceva gata să dai și copiilor tăi, e un produs în care vei avea grijă să nu faci compromis la calitate. Deci, al doilea lucru este cercetarea și cred că un al treilea lucru ar trebui să-l determinăm în ce mod vrem noi să ajungem cât mai aproape de publicul nostru țintă. Ne concentrăm atenția pe comerțul online, ne concentrăm atenția pe prezență la cât mai multe evenimente, facem mixed marketing, adică creștem o comunitate în jurul produselor noastre și atunci mergem pe comunicare foarte caldă, foarte personală. Strategia de marketing este decisivă pentru drumul pe care va trebui să-l parcurs până la consumatorul tău. El poate fi foarte lung și anevoios, dar poate fi mult mai scurt, cu cât mai puține pierderi financiare, probleme de sănătate mentală, dezamăgiri și afirmația că țara asta nu-i bună de trăit aici, că nimic nu-ți iese. În cazul alegerii strategiei de brand, iată, ai spus că este calea mai scurtă și mai puțin păguboasă. Care sunt recomandările tale? Recomandarea mea este ca să fie iarăși făcută tema de acasă, o ședință de consultanță cu cineva care să vă ghideze, să vă definiți produsul și plus valoarea lui. Ce ofer eu? Eu ofer un batonaș din fructe uscate sau eu ofer sănătate? Pentru că foarte des se întâmplă că oamenii văd produsul în față, dar nu știu să explice plus valoarea lui. Ce ofer eu? Căpșuni de la Sadova sau eu ofer doza necesară de vitamină pentru imunitate? Înțelegi ce vreau să zic? Noi trebuie să înțelegem ce plus valoare aducem în viața consumatorului, pentru că atunci când noi cunoaștem această plus valoare, noi știm să ghicim nevoia consumatorului. Doar produsul care vine să corespundă unei nevoi pe care știi să o identifici va fi produsul pe care consumatorul îl va căuta. Iar tu vei ști cum să-l comunici mai ușor. Da, cred că acest exercițiu trebuiește făcut. Să îți înțelegi valoarea produsului, dincolo de produs, ce beneficiu aduce consumatorului tău. Un alt lucru pe care îl consider foarte important pentru producătorii locali, să învețe să comunice. Dacă nu aveți curaj, dacă suferiți de timiditate, complexe, nesiguranță de aspectul vostru, vă asigur, produsele locale, produsele voastre, se vor vinde mult mai ușor atunci când oamenii vor cunoaște pe cei care stau în spatele lor, familiile voastre, valorile voastre, felul în care vă petreceți timpul, cum munciți, greutățile prin care treceți. Deseori, produsele locale se vând mai ușor datorită comunității care se adună și care empatizează cu faptul că ți-a dat o grindină și vei face un apel și vei spune ajutați-ne să. Eu cred că despre asta sunt produsele locale în primul și în primul rând. Cum să construiești o comunitate în jurul afacerii tale? În primul rând, o comunitate se adună iarăși în jurul unor nevoi. Oamenii au nevoie de informare, de educare, de divertisment, de dezvoltare personală. În cazul în care tu
reușești să definești acel public țintă care ar putea să fie interesat de produsele tale, fie că e vorba de părinți, fie că e vorba de femei, fie că e vorba de viitoare mămici, fie este vorba despre tătici, bărbați care sunt interesați de mod sănătos de viață, să știi foarte clar avatarul consumatorului tău și să înțelegi că dincolo de suplimentul care tu îl vinzi, acest om mai are nevoia să mediteze, lectureze, să se alimenteze sănătos, deci să înțelegi profilul și în jurul acestui profil să începi să construiești o comunitate. Care înseamnă? Evenimente de schimb de experiență, activități de petrecerea timpului activ, în natură, în kayaking, evenimente care să ne ajute să fim părinți mai buni. Deci să nu ne concentrăm atenția pe vânzare, să ne concentrăm atenția pe dezvoltarea unei relații de lungă durată cu acest consumator. O relație de lungă durată va însemna un consumator fidel, care va reveni la tine și pentru care nu va mai trebui să cheltui resurse atât de mari, comparând cu resursele cheltuite pentru achiziția unui consumator nou. Mulți antreprenori au reticență în a comunica online, a fi prezenți, a vorbi despre brandul lor. Este un fenomen, cred că suntem de acord împreună cu aceasta, că este un fenomen. Foarte puțini au curajul să iasă în față, să-și promoveze propriul produs, să se promoveze pe sine, mai mult decât atât să ajungă până la cei ca să creeze o comunitate întreagă alături. Iată, în cazul antreprenorilor care stau în spatele afacerii, care ei de fapt sunt baza, ce recomandări ai pentru ei pentru ca să fac primii pași și în parcursul lor de a deveni ambasadori ai propriului brand? Să nu inventeze roata. Exact așa cum comunică cu cei mai apropiați prieteni ai lor, așa să pornească la drum în a comunica despre nu doar produs, viața lor. Viața lor, familia lor, felul în care se alimentează, cum călătoresc, probleme financiare, orice provocări îi vor apropia de consumatorii lor și pur și simplu pornește camera. Deci, efectiv, prinde la curaj, încet, încet, să faci storytelling, pentru că despre asta este comunicarea produselor locale. Puterea storytellingului autentic, onest, storytelling relevant, care să rezoneze cu nevoile publicului tău și să știți că omul de dincolo de ecran și mai tare se teme. Și odată ce el va vedea că producătorul prinde la curaj, începe să vorbească, să povestească, el va zice, uite ce bravo este, uite ce bravo, uite cum prinde la curaj, hai să-l susțin. De asemenea, foarte important este elementul de engagement. Dacă noi ne imaginăm că dincolo de ecran este un prieten al produselor mele, înseamnă că eu mereu îl voi întreba, cum îți plac produsele mele? Poți să-mi dai un feedback onest? Dar ce ai vrea să schimbăm? Dar ce părere aveți despre logo-ul nostru? Ne reprezintă el pe noi? Ce ziceți să ne întâlnim la un picnic? Deci, în momentul în care tu scoți presiunea asta de a vorbi în fața unui public numeros și te conectezi emoțional la doi ochi ai unui prieten, gata mereu să te susțină și te gândești mereu la el când pornești camera, o să-ți fie mult mai ușor să-ți reprezinți produsul tău. De ce este important să înțelegem cât de valoros este să susținem produsele locale? Noi vorbim despre cetățeni conștienți. Noi vorbim despre a fi un om conștient, adică un om conectat la el și la comunitatea din care face parte. Când gândul tău este nu doar la binele tău propriu, dar la binele comunității, inevitabil te transformi într-un om conștient pentru că realizezi că nu poți să fii fericit printre oameni nefericiți. Nu poți să te bucuri de prosperarea ta când ești înconjurat de oameni care nu sunt prosperi. Nu poți să te bucuri de binele tău când alții nu se pot bucura de binele lor.
Și când noi înțelegem cât de conectați noi suntem în această comunitate, iar asta înseamnă și nevoia de a trăi un sentiment de apartenență. E cool să aparții la ceva cool. Și mie acest sentiment mi-l dau produsele locale. Eu nu pot să mă mândresc cu produsele chinezești, turcești, oricare ar fi ele, pentru că ele nu-mi dau mie sentimentul de apartenență la comunitatea mea. Când eu văd un sălașul baciului, un tidbit, când eu văd un vin bun, un fruct în bere, toate lucrurile astea îmi trezesc sentimentul de apartenență la o comunitate, la o țară, la un teroar, la ceva care este demn de mândrie și admirație și care, automat, mă face și pe mine mândru de țara mea. În momentul în care oamenii foarte sinceri, nu prin apeluri la patriotism, vor simți mândrie pentru țara lor, ei vor dori să contribuie toți ca această mândrie să perpetueze și să reziste în timp. Consumul local de produse contribuie la dezvoltarea patriotismului, autentic, nu ăla de prin slogane electorale, la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, la reținerea oamenilor acasă. Contribuie enorm la tot ce înseamnă prosperarea economică. Produsele locale contribuie la dezvoltarea rurală. Produsele locale îți permit să creezi plus valoare turistică, adică atracție. Când omul vine în țara ta, el nu caută să plece de aici cu produse turcești sau chinezești. El vrea să ia o memorie, o amintire locală. Și noi, din fericire, chiar avem cu ce ne mândri. Deci să consumi local înseamnă să faci bine familiei tale, să faci bine producătorului de la care cumperi și să faci bine întregii comunități. Iar asta înseamnă să faci bine țării tale. Unul din canalele de vânzări pe care le au producătorii locali și, în general, afacerile mici din Moldova sunt canalele online. Și mulți vând doar prin Instagram și Facebook fără ca să deschidă platforme. În același timp, noi cu toții cunoaștem că tu ai o experiență în spate cu From the Heart Shop. Cred că ai fost prima care a lansat un marketplace practic local, un e-shop local, cu produse locale, cu producători autohtoni. Spune-mi cât timp a funcționat From the Heart? Noi am pornit cu Sergiu Malai lucru asupra acestui proiect după o colaborare pe care am avut-o, când el s-a adresat la mine pentru promovarea produselor Hermina. Și pentru că noi am avut o colaborare foarte caldă și foarte rezultativă pentru el, ne-am apropiat și am început să ne împărtășim niște gânduri și am zis: Sergiu, eu de mult visez să fac disponibile produsele moldovenești pe online, aflându-mă departe de casă, mai mult ca oricine simt nevoia să le pot cumpăra. Eu am pornit de la nevoia mea și o nevoie pe care o consider destul de reprezentativă pentru diaspora. Sergiu a zis că la fel ar fi interesat să se implice într-un asemenea proiect. Noi un an de zile am lucrat doar la elaborarea proiectului, elaborarea site-ului, elaborarea identității, business planul, aplicarea la granturi. În momentul în care ne-am lansat, dacă nu mă înșel, anul 2018, am pornit la drum cu o mână de producători locali și am pornit la drum cu destul de mulți producători de vestimentație, inclusiv încălțăminte. Ceea ce în timp s-a adeverit a fi o chestie foarte greu de gestionat. Cu cât mai variat este produsul, mărime, model, culoare, cu atât mai dificil el este de gestionat printr-o multitudine de alte produse. Părerea mea este că magazinele online care vând și haine și prune cu nuci au o problemă. Tu trebuie să te determini, ori tu mergi pe vestimentație și asta înseamnă un cu totul alt sistem de gestionarea stocurilor, gestionarea relației cu clienții, condiții de livrare, condiții de retur. Sunt foarte multe momente legate de vestimentații și încălțăminte, pentru că tu livrezi unui om care fizic nu poate să atingă și să probeze, respectiv tu nu ai cum să prevezi cât de bine îi se va potrivi. Există un destul de mare risc ca acest om să vrea să facă retur. Cine suportă aceste costuri? Cum te asiguri tu să reduci rata retururilor? E o problemă.
Când am înțeles că pentru noi asta înseamnă o chestie ineficientă din punct de vedere a business-ului, noi am început să le reducem până la zero încălțămintea și îmbrăcămintea și ne-am concentrat pe produse care nu au această varietate de criterii. Și ne-am pomenit cu o altă situație. Da, noi vrem să vindem și miere și ulei de levânțică și produse de cosmetice. Dar cum le livrăm noi în diaspora? Noi nu le putem exporta din țară. Noi nu putem pune borcanul de miere într-un colect prin Poșta Moldovei. Și iată, aici s-a întâmplat prima noastră piedică sau piatră care ne-a descurajat mult. Noi am înțeles că sistemul nu este deloc nici al nostru, nici dincolo, pentru că la recepție, nefiind Moldova o țară în Uniunea Europeană, la destinație îi se punea o taxă clientului suplimentară care creștea costul și îl dezamăgea, îi crea o experiență proastă și îl mai făcea să nu mai revină. Deci noi am eliminat produsele problematice și am dat de altă problemă. Cea mai înfloritoare perioadă în viața From the Heart a fost pandemia, pentru că oamenii nu au mai putut, la nevoie de ocazii speciale, nunți cu mătrii, botezuri, să iasă din case. Nu au putut să se deplaseze fizic să cumpere cadouri. Nu au putut de departe să vină acasă, că nu erau zboruri. Și în acea perioadă noi am simțit cum poate funcționa comerțul online cu produse locale. Dar în momentul în care s-au deschis hotarele și a devenit iarăși mobilitatea posibilă, pentru noi iarăși a fost o perioadă foarte, foarte grea, până la momentul în care am decis că trebuie să închidem proiectul. Și ce am mai înțeles eu din această experiență foarte prețioasă e că dacă aș reveni la comerț online, cu siguranță nu aș mai merge pe o varietate atât de mare de produse. Aș ocupa o singură nișă și aș lucra cu nișa aceasta și cu potențialii consumatori interesați de ea. Am și anumite idei în cap, dar nu vreau să sar deocamdată. Nu vreau să zic hop până n-am sărit. Haideți să vorbim despre antreprenorii care nu au un magazin online, în sensul în care au mai multe, o varietate mare de produse, dar au tipurile de produse pe care le produc ei. Da. De exemplu, dacă produce levanțic, are și ulei, și planta uscată, și sare de mare. Iată, pentru antreprenorii care au deja un magazin online pe propriile produse, da, ce recomandări ai pentru ei în baza lecțiilor învățate de la From the Heart? Să știe, în primul și în primul rând, cărui public țintă ei se adresează, să cunoască exact nevoile și ocaziile în care acest public țintă poate căuta aceste produse, să identifice comunitățile în care acest public țintă petrece cel mai mult timp, să meargă în acele comunități la acele ocazii și să comunice despre produsele lor și reiterez, creșterea unei comunități în jurul unui brand local, după mine, este o decizie deșteaptă, pentru că noi activăm pe o piață foarte mică, suntem un sat mare și ideea de comunitate e cea mai eficientă, a crește o comunitate în jurul unui produs. Educi oamenii să aibă grijă de sănătatea lor, să ducă un mod de viață activ, să comunice holistic cu copiii, să aibă grijă de natură și printre toate astea, comunici despre produsele tale. Sau vine vorba despre comunitate de mămici, care au multe, multe nevoi. De la tot felul de chestii de îngrijire, să facă schimb de produse care nu le mai folosesc, să facă schimb de haine și, printre altele, pui acolo batonașele tale din fructe uscate. Deci, comunități tematice cu același public țintă pe care îl caută produsele tale. Nata, dacă să vorbim de brandingul personal și prezența antreprenorului, construirea unei comunități, să fii prezent online, să povestești istoria afacerii, viața de familie, viața personală, călătoriile, așa cum ai recomandat. Noi cu toții cunoaștem provocarea mare pe care o are fiecare antreprenor și este vorba de resursa de timp și energie disponibilă. Ce recomandări ai pentru un antreprenor care vrea să facă acest lucru,
dar într-o așa măsură ca să-și păstreze și sănătatea mentală, și echilibrul dintre viața privată și viața profesională, și să aibă și energie și pentru lucru și pentru familie. Recomandarea mea este nu cantitatea, ci calitatea și eficiența. Adică nu este nevoie să fim în fiecare zi în viețile potențialilor consumatori, dar este nevoie să fim relevanți. Nu este nevoie să irităm zilnic cu prezența noastră, pentru că putem deveni chiar și obositori. Dar este important să fim prezenți în viețile lor. În special, să decidem, de exemplu, pentru brandul nostru, trei direcții. Brandul meu este un brand pentru părinți. Respectiv, pentru acești părinți este relevantă familia mea și felul în care noi ne construim relațiile. Cum ne educăm, cum ne spunem povești seara. Noi nu trebuie să dăm toate detaliile în casă. Sunt o sumedenie de detalii care nu trebuie scoase la suprafață. Dar sunt detalii care sunt relevante. Noi trebuie să fim disciplinați. Dacă noi știm că plecăm în vacanță și avem nevoie de un detox, înseamnă că pentru această perioadă fie noi comunicăm comunității noastre că ne luăm o pauză, fie pentru perioada aceasta mergem cu niște conserve. Ne facem conservele din timp. Nu e nevoie să fie conservele în fiecare zi, ele pot fi odată la 2 zile, la 3 zile, să mențină vizibilitatea ta oricum. Haideți să spunem ce înseamnă conserve. Conserve asta înseamnă conținut atemporal, conținut situațional. Dacă noi intrăm în perioada vacanței, înseamnă că nu numai tu intri, înseamnă că și potențialii tăi consumatori intră în această perioadă și atunci poate te gândești la niște chestii mai generaliste, poate le faci niște promisiuni cu ce vrei să revii din vacanță, poate le spui la ce eveniment ne vom putea vedea în curând, adică sunt niște chestii pe care tu le gândești în avans, dar aici noi vorbim despre disciplină. Eu chiar cred că fără disciplină nu-i posibil. Aruncat-o asta dintr-o extremă în alta, azi ce fac? Nu poate să fie întrebarea azi ce fac. Tu odată pe lună îți faci timp să dedici și să faci planning-ul pentru o lună înainte, măcar un mini-schelet, dar trebuie să existe, pentru că tu știi sigur că se va întâmpla expoziția fabricată în Moldova. Cum tratezi tu această expoziție ca să-ți crești vânzările de acolo? Mizezi numai pe publicul care vine sau îți pregătești comunitatea, le povestești? Ce pregătești pentru această expoziție? La ce stand îi aștepți? Cum vor arăta produsele? Poate ai un produs nou pe care vrei să-l prezinți. Veniți la stand, participați la nu știu ce tombolă. Deci se lucrează cu tot ce ai în plan, se pune în calendar și scoatem la maxim foloase din ele. Noi nimeni nu ne învață să iubim failurile, să le îmbrățișăm și să luăm din ele ce este mai de folos. Eu nu știu dacă aș fi fost capabilă să fac lucrul ăsta fără a avea un partener răbdător, indulgent și dornic să mă susțină. Hai să facem o simulare de plan. Hai. Ce trebuie să conțină simularea unui plan pentru antreprenor, nu pentru afacere? Iată, de exemplu, eu sunt producător de biscuiți, urmează luna martie, cum îmi fac eu planul de comunicare personală? Te referi la brandul personal? Da, exact. Ok, vorbim de o lună înainte. Da. Bun. Având în vedere că antreprenorul este un om foarte ocupat, eu personal cred că pentru antreprenori, mai ales familiști, timpul de după adormitul copiilor este un timp foarte bun, în care nu este nevoie de multe ore, dar este nevoie de un pas 5 de minute să te așezi și să-ți faci planul pe mâine. Duminică seara deschizi agenda și te uiți ce fac eu în următoarele 5 zile, te uiți pe calendar, ce sărbători am, unde merg, la ce ocazii merg, cum pot din toate aceste ocazii să-mi creez conținut. Mă duc la 5 întâlniri, câte dintre ele sunt relevante pentru produsul meu? Ce scot din ele interesant? Dar despre ce vor fi aceste întâlniri? Este extraordinar câte lucruri bune, utile le face antreprenorul zi de zi și el nu le consideră interesante pentru comunitatea lui. Lucrez zilnic cu antreprenorii și le spun, tu te duci la nu știu ce târg, nu știu unde să-ți alegi materia primă, vino de acolo cu un conținut și spune-ne care sunt tendințele. Fă degustări în fața camerei și spune-ne care dintre ele ți-a plăcut. Ai ales pânzele? Spune-ne despre culori. Deci, din fiecare activitate tu poți să scoți un conținut. Întrebarea este cât de relevant el este pentru publicul tău, în ce măsură publicul tău se conectează la produsul tău.
că sunt lucruri care, niște întrebări, niște întâlniri mai seci, mai birocratice, cu toate că și din ele se pot întâlni, de exemplu, Elena Butacova cu Hill & Valley Farm. Când te-ai fi gândit că ea ar putea, din interacțiunea sa cu autoritățile, să crească valoarea locului pe care îl construiește? Pentru că eu așa consider că ea face. Ea crește valoarea unui loc pe care l-a luat de la pământ ras, cum ar fi, și creează o destinație turistică. Cum oamenii își vor da seama de ce chiria acolo costă pe noapte 1.500 de euro, dacă ei nu vor ști ce drum lung și greu a parcurs ea până acolo? Deci ce face ea din a interacționat cu asta, a interacționat cu asta, cu cadastru, cu primăria și povestește toate aceste interacțiuni, sunt foarte valoroase. Dacă să vorbim de conținut, deci ce tipuri de conținut? Și pe ce canale? Tipul de conținut, mai bine zis, eficiența conținutului fluctuează. Până nu de mult se mergea pe storytelling, până nu de mult, mult mai de mult se mergea, în general, numai pe poze. Deci oamenii nici nu considerau că trebuie să scrie acolo o frază. După care a crescut valoarea storytellingului textual, a fost nevoie să dai niște explicații, niște captions. După care oamenii au început să pună mare valoare pe video, pe storytellingul prin video. Reels-urile. Vreau să spun că reels-urile în continuare au un impact foarte bun, pentru că tu în 90 de secunde vizual interacționezi cu omul mult mai eficient decât printr-o postare statică, mai ales dacă mai este și elementul audio, deci ori vocea care povestește, ori muzică faină aleasă. Însă, în funcție de publicul tău țintă, ce fel de public este ăsta? Un public educat, elevat, un public care nu se sperie de long reading? Sau e un public care iubește, adică care nu vrea să piardă timp pe asta? Foarte mult depinde cui te adresezi tu. Personal, cred că pentru producătorii locali, storytelling-ul din Stories este unul foarte, foarte benefic și aducător de vânzări. Este tipul de conținut care expiră în 24 de ore, deci poți să nu-ți faci griji că îți pămuiești foarte tare comunitatea, dar îi atragi acolo pe cei mai interesați și pe cei mai fideli, care vor chiar să știe cu ce te ocupi tu. Însă, conținutul ăsta dispare în 24 de ore. Ori îl salvezi în highlights, dacă vrei să-l păstrezi. Cu siguranță eu recomand chiar zilele acestea o membră a comunității noastre care avea nevoie să facă un număr concret de vânzări. A pornit comunicarea pentru acel proiect prin texte și poze. Și eu zic, pornește camera, amintește-le oamenilor cine stă în spate. A doua zi îmi spuneți mulțumesc că am făcut 7 vânzări. Mai fă un video și spune mulțumesc celor care au cumpărat. Apreciez foarte mult faptul că te susțin. Pentru tine asta contează. Datorită lor, proiectul tău va putea crește, să se dezvolte, iar drept beneficiari vor fi copiii și întreaga societate. Am mai făcut încă un video. Astăzi îmi scrie că a vândut toate locurile. Zic, bravo, mai fă un video și spune, mulțumesc că avem sold out. Comunicarea cu comunitatea nu este unidirecțională. Ea trebuie să fie mereu într-un dialog. Ți-am oferit ceva bun, îți mulțumesc. Cum ți-a plăcut? Îți mulțumesc pentru feedback. Am schimbat pentru voi, ce credeți? Despre asta este interacțiunea, în special, părerea mea, în cazul brandurilor locale. Ce proiecte ai acum, la moment? În momentul ăsta am ajuns la etapa în care vreau să fac ordine, pentru că simt că resursa de timp și energie vitală trebuie gestionată mai sustenabil. Adică să nu o ard toată acum și aici, cum a fost mereu în viața mea, dar să o folosesc chipzuit, rațional. De asta încep să reduc proiectele care mă trăgeau înapoi sau mă trăgeau în jos. Respectiv, în momentul ăsta, cel mai mare focus al meu este pe dezvoltarea agenției de marketing, AR de marketing, care face pași mici, încetișori,
dar sigur, de acumulare de experiență, de creștere a listei de clienți satisfăcuți, pentru că noi lucrăm artizanal, noi suntem un producător artizanal de consultanță cu antreprenorii locali. Ajutăm antreprenorii să își creeze identitate comercială și sunt tare bucuroasă că am ocazia în sfârșit să contribui ca produsele locale să arate fain. Când ele arată fain, tu te mândrești cu ele, îți place, vrei să le oferi altora. Și ele sunt reprezentative pentru valoarea produsului. Facem comunicare, facem site-uri, creăm, organizăm evenimente și, cum s-ar spune, ongoing. Proiectele ca lumea, în momentul ăsta, sunt într-o perioadă de revizuire. Am ars, m-am dăruit lor atât de mult, mi-au adus foarte multe beneficii, mai puțin financiare. Or, de când am început să dezvolt altă direcție a mea, adică proiectul din Pohrebea, această destinație turistică, mi-am dat seama că sunt foarte singură în asigurarea acestui proiect cu resurse financiare. De aceea trebuie să-mi ard eforturile pe ceea ce poate fi monetizat ca să pot să alimentez acest proiect, să-l scot în capăt. Deci arde Pohrebea și ca lumea, care de fapt este activismul meu civic, pentru că eu cred că o integrare europeană fără cetățeni culturalizați, fără cetățeni inteligenți, culți, conștienți, cu spirit civic, nu e posibil. De asta, la asta mai adăugăm și internetul grăiește. Câte evenimente planificați pentru ca lumea în 2024? Îmi doresc foarte mult în 2024 cu echipa noastră să facem cel puțin 3 proiecte. Festivalul Mai Dulce, care a fost pus pe stand-by din cauza pandemiei. Îmi doresc să reanimez comunitatea de patisieri și să ne amintim cât de gustos poate fi Chișinăul prin prisma acestor maestri ai patiseriei. Îmi doresc foarte mult să facem a 10-a ediție a festivalului Iamania și festivalul Hodina, să nu-mi pierd speranța că totuși îl pot face sustenabil. Deocamdată nu reușim nici la a 3-a ediție. Dacă vom putea cu aceste 3 evenimente să mergem, voi fi împlinită, pentru că ca lumea nu este doar despre festivaluri. Ca lumea are multe alte proiecte pe care noi le realizăm în paralel. Tabăra de activism civic Wake Up Camp, Internetul Grăiește, este un proiect ca lumea, deci ele sunt mai multe în desfășurare și pentru toate este nevoie. Căutat finanțare, raportat, livrabile, echipă gestionare, deci sunt o sumedenie de procese care trebuie supravegheate și ele necesită implicarea mea. Ori cred că în momentul ăsta Pohrebea e ceea ce mă mănâncă cel mai mult, dar eu sper anul ăsta să deschid ușile pensiunii. Deci 2024 este anul în care așteptăm deschiderea... celor 2 holubași. Da. Succes! Mulțumesc! Este un spațiu pe care îl gândesc creșind din nevoile mele și ale celor cu care interacționez. Eu, bunăoară de 8 martie, mi-aș dori să-mi iau alte 2 familii cu copii și să evadez undeva, într-o căsuță confortabilă, care să aibă și un teren de joacă securitar și o saună și un fire pit la care să stăm seara și o bucătărie frumoasă în care să gătim și un proiector la care să ne uităm seara la televizor, la un film bun. Și eu vreau ca un asemenea spațiu să existe și îl creez chiar eu. Este vorba despre o pensiune care conectează eternitatea cu modernitatea. Am restaurat o casă veche de peste 100 de ani și am conectat-o la o casă nouă. Se află pe vârful satului Pohrebea cu o priveliște extraordinară spre malul Nistrului. Dar clienții noștri vor fi de 2 tipuri. Clientul familiile, deci un fel de B2C cum ar fi, și clientul corporativ care vrea să organizeze un training, un team building pentru echipe mici, de până la 10-12 persoane, ori evenimente de familii de până la 50 de persoane în perioada caldă a anului, când permite grădina să faci evenimentul în exterior.
când construiesc acest spațiu, reies de la experiența consumatorului pe care o doresc impecabilă, de la momentul în care intră pe poartă, cum interacționează cu sistemul de alarmă, cum pornește căldura, de unde ia lemnele, cum găsește ustensilele, dacă sunt ustensile să fie de calitate, dacă sanitare să fie de calitate, să fie ușor să găsească butoanele, să aibă un ghid foarte clar pe perete în care să poată găsi cum, unde scoate gunoiul. Deci vreau să reies din toată experiența mea de călătoare pe care am acumulat-o până acum și să reușesc să aduc la un nivel de ospitalitate această pensiune pe care alții să vrea să-l preia. Hai să facem un masterclass rapid, expres. Pentru antreprenori care vor să participe la festivaluri. Antreprenorii care vor să participe la festivaluri trebuie să decidă de acasă care sunt beneficiile cu care ei vor să se aleagă în final. Și eu rog foarte tare antreprenorii să nu considere beneficiul vânzărilor unicul beneficiu pe care trebuie să-l aștepte de la un festival, pentru că banii vin și pleacă. Relațiile. Festivalurile sunt cele mai bune ocazii să dezvoltați relații cu potențialii consumatori și cu actualii consumatori. Revin la discuția de mai înainte despre dezvoltarea unei relații de lungă durată. Festivalurile, evenimentele, sunt o foarte bună ocazie de a lansa produse noi. Tu nu trebuie să cheltui bani pentru recepție, eveniment, catering, adunat de oameni, invitații, nu știu ce. Tu poți să profiți de eveniment și să faci gălăgie mult în avans ca să lansezi un produs nou și chiar să faci vânzări și, foarte important, să acumulezi feedback. Ori feedback-ul ăsta te va ajuta acest produs să-l îmbunătățești. Festivalurile sunt o foarte bună ocazie de engagement, de creșterea comunității. Creează în jurul standului tău o experiență și fă-i pe oameni să interacționeze cu brandul tău și să devină ambasadorii tăi pe rețelele de socializare. Stimulează-i cu un bonus, cu un cadou, cu o tombolă și spune-le, fă o poză la mine la stand. Scrie hashtag-ul care trebuie, eu te găsesc după aia și participi în tombolă. Festivalurile au un beneficiu enorm pentru că într-o singură zi tu ai un contact cu un potențial de 10-12 mii de oameni. Tu trebuie să cheltui foarte mulți bani în rețelele de socializare sau în activitatea de zi cu zi ca să ajungi la acești 12 oameni, 12.000 de oameni. Ori într-un festival, tu achitând o taxă de 200-300 de euro, tu reușești să atingi acești potențiali consumatori, să acumulezi feedback, să creezi relații, să-ți crești comunitatea. Uite câte beneficii poți să ai de la un singur eveniment. Toate proiectele tale în desfășurare sunt foarte multe și solicitante și sunt pe domenii diferite. Ce sfaturi ai pentru antreprenorii care jonglează cu la fel de multe proiecte în paralel pentru a păstra echilibru între viața privată și viața profesională și pentru sănătatea mentală? În primul rând să-și aleagă corect partenerii de viață. Nu e deloc ușor să fii partenerul de viață a unui om care are foarte multe proiecte și jonglează cu ele. Într-al doilea rând, să se debaraseze de proiectele care îi trag în jos, chiar dacă le aduc niște lecții la un moment dat, dacă asta durează prea mult de eliberat. Personal, pentru mine, sănătatea mentală la un moment dat a fost mai importantă decât dorința cu orice preț de a păstra un proiect, mai ales că noi nimeni nu ne învață să iubim failurile. Să le îmbrățișăm și să luăm din ele ce este mai de folos. Bine, failuri. Decizia de a închide un proiect e o decizie normală. La fel cum e normal să se încheie anumite relații, să se termine anumite perioade bune din viața noastră. Toate au un început și un sfârșit. Eu încep să înțeleg că e bine de focusat pe anumite lucruri și nu de răzlețit și irosit eforturile. Dar până ajunge la asta, eu am avut nevoie de o cale să parcurg. Așa că nu știu dacă sunt cea mai bună sfătuitoare, dar cel puțin îi sunt foarte recunoscătoare lui Andrei. Nu știu dacă aș fi fost capabilă să fac atât de multe lucruri care îmi plac, pentru că mie ele toate îmi plac și toate mă solicită. Și dacă mai vine deasupra un Eurovision, care deci efectiv te ține de partea de casă 2 luni de zile,
Eu nu știu dacă aș fi fost capabilă să fac lucrul ăsta fără a avea un partener răbdător, indulgent și dornic să mă susțină. Pe lângă partenerul de viață și viața de familie pe care o avem fiecare acasă, care sunt modalitățile prin care tu personal îți acumulezi energie pentru ca să poți face față tuturor provocărilor? Deocamdată, o activitate mai eficientă și mai aducătoare de plăcere decât ieșitul în drumeții și natură, eu nu am descoperit. Asta a fost, pe mine m-a îndrăgostit Canada de acest tip de a petrece timpul, pentru că am avut marele noroc să fiu în păduri curate, infinite și foarte frumoase și încerc acum să înțeleg dacă pot practica acest lucru în Moldova, unde mă doare să văd atât de mult gunoi și îmi omoară plăcerea. Dar kayaking-ul, drumețiile, cățăratul, pe tot felul de tărâmuri, descoperitul țării este extraordinar de plăcut și aducător de energie. Plus, e un mod de a petrece calitativ timpul cu familia, pe care noi nu-l putem avea printre patru pereți. Permanent un telefon, un televizor, un laptop ne va fura și ne va sustrage de la relația noastră cu cei dragi. Eu meditez și încerc să mă disciplinez să fac asta în fiecare zi. Am 20 de minute libere între școală și sport. Eu mă opresc în parcare și meditez. Ajung la muncă cu jumătate de oră înainte de primul client. Eu mă opresc și meditez. Știu că este o chestie super discutată și răsuflată și multă lume nici nu mai înțelege ce înseamnă asta, dar eu sincer recomand meditația ca o metodă de conexiune la noi, pentru că odată conectați la noi, noi putem oferi altora plus valoare. Mie îmi place să pescuiesc, mie îmi place să merg după ciuperci, mie îmi place să merg în vizite la ferme, la producători, să descopăr oameni. Îmi place să merg în piețele de țărani, din orașe, din sate, să văd ce a mai supraviețuit din toată gustoșenia care era altădată. Astea sunt locurile care, din care îmi iau energia și încrederea că noi rezistăm la rădăcini. Aici îmi încarc bateriile. Dacă am timp să mai citesc o carte, asta fac. Îmi plac călătoriile, dar au devenit extrem de scumpe și trebuie să le mai filtrăm, mai ales că este încă atâta de explorat acasă. Deci, practic, un hobby echilibrează efortul care vine. Da. Faci asta în mod planificat sau spontan? Planificat. Nu mai planificat. Dacă nu planifici cu familia timpul, te trezești pe la 9-10 sâmbătă, leneș, fără un plan, până ne codim, ne adunăm, ne mâncăm, ne nu știu ce, se face două, se așează soarele și zice, ei, hai că poate e săptămâna viitoare. Nu, planificat. Iată, noi azi suntem zi, nu mai știu ce, marți, noi planificăm kayaking-ul de sâmbătă. Săptămâna trecută, într-o zi de luni, planificam drumeția din weekend. Pentru că vrei să ai și gașcă faină și să ne luăm niște gustărele și să ne facem și un traseu și să ne organizăm de timp, să fim cu toții la același timp. Și asta necesită pregătire. Nata, ce sfaturi ai pentru antreprenorii locali care vor să-și dezvolte afacerea în online? Noi ne dorim să dezvoltăm afacerea în online nu pentru că toată lumea face asta, ci pentru că vrem să ne creștem veniturile. Când vrem să ne creștem veniturile, ne gândim, dar la ce venituri ne așteptăm? Creșterea afacerii pe online înseamnă să ajungi la publicul la care tu nu poți ajunge altfel și să faci produsele tale accesibile pentru ei. Asta înseamnă că trebuie să luăm în calcul tot ce este legat de momentele logistice. Cu cine lucrezi ca să-ți livreze produsele la timp, să nu le altereze, să nu le țină în condiții nepotrivite și să ofere în momentul contactului cu consumatorul o experiență agreabilă. 2. Să alegi o cale cât se poate de ușoară din punct de vedere tehnic să-ți poți singur gestiona magazinul. În momentul în care mergi pe căi complicate cu echipe tehnice din exterior, asumă-ți că ei nu vor fi mereu la dispoziția ta.
și de câte ori vei avea nevoie să lansezi un produs nou, să faci un anunț, va trebui să aștepți să-ți vină rândul. De asta alegeți cel puțin pentru început platforme cât mai ușor de utilizat, fără intermediari. Nișa pe care vă poziționați și unde găsiți acest consumator și în ce mod ajungeți la el. Consumatorul din diaspora, țineți cont de taxe vamale, de timpul de livrare, de retururi. Dacă e vorba de consumatorul local, cine sunt competitorii voștri, de unde el poate cumpăra produse similare la prețuri mai reduse. De asemenea, eu cred că magazinele online trebuie să își facă obiceiul să lucreze cu influenceri, pentru că influencerii vă dau acces iarăși online la comunități mult mai mari și vreau foarte tare să vă rog, când lucrați cu influencerii, nu uitați de partea cea mai importantă a colaborării. În momentul în care s-a întâmplat activarea brandului vostru sau produselor voastre, trebuie să începeți să interacționați cu oamenii care au dat reacții. Bună ziua, vă mulțumim, v-a plăcut produsul nostru, ce v-a făcut să vă abonați la pagina noastră? Aveți nevoie de produsele noastre, cum vă putem ajuta? Haideți să vă oferim o degustare, deci trebuie imediat luați oamenii care sunt călduți și de început de creat o relație cu ei. Cred că cea mai mare provocare este și conținutul, crearea conținutului pentru produse. Aici vreau să avertizez toată lumea că e costisitor să creezi produse, deci conținut fotografic, videografic de calitate, de aceea poate aș recomanda inclusiv să faceți un curs, să puteți în casă cu membrii voștri, poate există tocmai cineva care pierde timpul pe TikTok în familie. De ce nu i-ați lua un curs ca să înveți să facă conținut de calitate, să nu trebuiască să apelați în afară? Produsele locale, în mare parte, se bazează pe muncă de familie. Folosiți la maxim resursele familiei, dați-le competențe membrilor familiei, pe cineva îl puneți ambasador să vorbească, pe altcineva să vă facă conținut, pe altcineva să gestioneze partea cu clienții și cu logistica și uite, în felul ăsta să porniți lucrurile din loc. Și pe final, pentru că suntem în podcastul Antreprenorilor Optimiști din Moldova, ce mesaj ai pentru toți antreprenorii din Moldova care vor să-și păstreze optimismul? Eu nu sunt o antreprenoare tipică pentru că eu militez pentru activism civic și eu știu că, din păcate, antreprenorii preferă căile securitare. Adică, da, dacă se schimbă puterea. Iar eu vreau să spun că noi, în primul și în primul rând, suntem membrii unei comunități și apoi antreprenori și așa mai departe. Și dacă noi nu ne detașăm de această comunitate, ci ne dorim cu toții să ne integrăm în Uniunea Europeană, noi trebuie să începem să milităm pentru aceste valori în comunitățile noastre de acasă, în vecinătate, la locul de muncă, cu consumatorii noștri, să contribuim cu toții la reeducarea noastră, la eliminarea tuturor carențelor cu care ne-a lăsat moștenire regimul din care venim și de care vrem să ne rupem. Eu înțeleg că e un mesaj nepopular pentru antreprenori, dar eu vreau să cred că transmițând un asemenea mesaj se vor găsi oameni care îl vor împărtăși și vor prelua. Vreau de asemenea să rog antreprenorii să nu facă compromis la calitate. În momentul în care voi, membrii familiei, angajații voștri, observă că se fac compromisuri, ei vor lua asta ca pe un model pe care să-l perpetueze mai departe. Noi trebuie să milităm pentru calitate. Trademark-ul nostru trebuie să fie produse made in Moldova, înseamnă produse calitative. Și atunci nimeni nu o să vă reproșeze de ce sunt ele atât de scumpe. Și trei, serviciu clientelă. Serviciu clientelă trebuie să fie ca cel canadian, impecabil. Eu vreau noi să învățăm de la alții să ne servim clienții impecabil. Adică să-i servim cu empatie, cu răbdare, cu disponibilitatea 100% de a le satisface nevoile și cu gândul de a investi într-o relație de lungă durată. Mulțumesc, Nata! Cu drag! Acesta a fost un nou podcast al Antreprenorilor Optimiști din Moldova, alături de invitata mea, Nata Albot. Urmăriți pagina noastră, abonați-vă și distribuiți acest episod pentru ca cât mai mulți antreprenori să-l vadă. Sunt Liliana Busuioc și vă aștept la noi confesiuni ale Antreprenorilor Optimiști din Moldova.